Aniversarea a 135 de ani de la Constituirea Marinei Militare Române a fost marcată de statul major al acestei categorii de forțe armate printr-un simpozion desfășurat la Academia Navală Mircea cel Bătrân cu participarea unui mare număr de cadre din garnizoanele Constanța, Mangalia, Galați, Brăila și Tulcea, precum și cu participarea unor reprezentanți ai oficialităților locale. În materialele prezentate de cadre din conducerea marinei și de istorici de la Muzeul Marinei Române, au fost amplu reliefate momentele importante ale devenirii flotei de luptă a țării, contribuția ei la cucerirea independenței naționale în războiul din 1877-1878, la războiul de reîntregire, precum și la cel de-al doilea război mondial. Evoluția înzestrării unităților cu noi tipuri de nave, reflectată și într-o fotoexpoziție din holul aulei mare a Academiei, precum și participarea Marinei Militare la înfăptuirea programului Parteneriat pentru Pace, au fost subiectele care au încheiat manifestarea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Mâine, în jurul orei 19, postul nostru de televiziune va difuza un documentar dedicat evenimentului aniversar.